Bună dragilor, bine v-am găsit sau v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Dacă este pentru prima dată când mă vedeți, eu sunt Rojin și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie, având o slăbiciune către Latura de Easter. Dacă și voi sunteți în aceeași zonă de interes, v-aș mulțumi dacă ați apăsat butonelul de subscribe implicit clopoțelul pentru a primi notificare de fiecare dată când eu postez câte un videoclip nou. Treaba aceasta este total, total gratuită, nu vă costă absolut nimic să vă abonați, să urmăriți videoclipurile, să dați un like, un comentariu și, de ce nu, <coughs> nu să tușiți, ci să distribuiți videoclipurile mele persoanelor um, interesate sau pasionate de acest domeniu. Bun, eu acum când filmez este vineri, 25 octombrie și My Scent of the Day este un parfum care, pentru mine, pentru gusturile mele și pentru ceea ce prefer eu în parfumerie, este pe locul întâi de la această casă alături de Beirut. Și da, vorbesc aici despre Hajar sau Hajar, cum doriți dumneavoastră, un parfum al casei Haifa Perfumes, care, în opinia mea, este perfect pentru vreme rece. Este total, total unisex, este fin, gurmand, ai ceva... Doamne, Dumnezeule! Ai pralină, ai um, o bucățică de tiramisu pe undeva pe acolo, ai și o cafeluță, ai și ceva fin de tot buzii, ai și câteva petale de trandafiri, absolut, total, total unisex este bombă bombiță din toate punctele de vedere și pentru mine, alături de Beirut, de la Haifa, ambele sunt pe locul întâi. Mi se par cele mai wow parfumuri de la această casă. Și bine, nu le-am testat încă pe toate. Da? Categoric 10 din 10, nu mă gândesc să-mi lipsească vreodată. Și el vine în cantitate de 115 stați așa. Zic bine? Nu. 135 de mililitri. Da? 135 de mililitri de parfum. Butelcă. Um, îl puteți găsi la uh, magazinele fizice Haifa, insulițele Haifa, sau dacă nu aveți nimic în zonă, intrați în grupul meu Freak Family și avem acolo o postare cu toți pașii necesari pentru a Comanda prin curier acest parfum. Da? Veți avea link în, în descriere. Bun. Astăzi a venit momentul, <gântul> pentru că nu mai pot, am adunat, cred că tot ce se poate aduna în zona acestui ADN olfactiv. Vorbim aici despre un profil olfactiv care, în opinia mea, este profilul anului sau ADN-ul olfactiv al anului 2024. Și da, Vorbim despre uh, IAM Pistachio Gelato de la Kayali. Am aici sticluța de 10 ml care țin să vă spun faptul, adică țin să vă precizez faptul că și-a schimbat foarte, foarte mult culoarea. E o chestie cu parfumurile casei Kayali. Am cred că vreo 5, dacă nu mă înșel, în acest format, da, 10 ml. Și ce am observat eu de-a lungul timpului. Se pare că și parfumurile casei Kayali necesită acel timp de asta, de maturizare, de oxidare, de ce doriți dumneavoastră, că nu mai vreau polemici din nou. Ei bine, acest parfum, la toate parfumurile, de fapt, ca de obicei o să aveți notele inserate pe ecran, iar eu mi-am notat aici nasul acestui parfum. Este nimeni altul decât Olivier Cresp, sper să nu-i fi pocit numele, același maestru din spatele uh, celebrului Angel de la Mugler. Dar, hai să trecem direct la subiect și să vorbim despre fiecare în parte, câte două pulverizări, cu toate că. Cred că nu voi putea da două pulverizări la toate. O să vedeți imediat de ce. Ei bine, în acest parfum deschiderea este citric fructată. Fiind citric, are ceva pe undeva pe acolo, ce mă duce cu gândul către zona citrică. Fiind de tot citric, fiind de tot fructat, nu știu, preț de câteva clipe este o deschidere ce mă duce cu gândul mai degrabă către un sherbet. Nici de cum către o înghețată. Um, are ceva, cum să spun eu, are ceva fresh undeva în fundal, are și o atingere verde acest parfum, dar um, treptat, treptat își face apariția și izul unei um, izul de vată de zahăr. Începe să se îndulcească, începe să se închege dacă doriți să devină mai robust. Se resimte și acea frișcă, dar totodată se resimte și da, o să sune ciudat pentru că spun că deja resimt frișcă, dar pe lângă frișcă resimt și ceva cremos lactonic. Și o să-mi spuneți, băi, Rojin, păi și cremos și lactonic e frișca. Ei bine, e ceva mai, cu o consistență mai cremoasă, dacă doriți, decât frișca, dar totodată fiind de tot lactonic. Se resimt ceva acorduri nati. Se resimte și izul acela de fistic, se resimte o fină, fine adiere de rom. Însă, pe ansamblu, ca aromă, cum să spun eu, dacă sunteți iubitoare de parfumuri gurmande, categoric nu este ceva de dat deoparte, da? Este gurmand, este fin, dacă doriți, însă, unde intervine problema în ceea ce mă privește. Disclaimer, trebuia să spun de la bun început. Absolut tot ceea ce urmează să vă spun sunt strict experiențele mele, logic, și strict percepția mea în legătură cu aceste arome. Dacă, nu știu, dacă iubiți, dacă adorați, dacă aveți sticla full size din i am pistat ce gelato 33, poate este parfumul dumneavoastră semnătură, nu știu. Nu mă luați în seamă, tratați această recenzie finală precum un. ca un pamflet. Da? Nu știu, mergeți mai departe. Eu una, asta trăiesc, asta pățesc cu aceste parfumuri. Revenind la buba mea în legătură cu acest parfum, sincer, și o să sune urât, raportul calitate-preț este execrabil. Da? Vă spun la modul cel mai, cel mai sincer, adică. Pentru prețul cerut de caialii speram și eu la niște performanțe, nu știu, zic. Da? Observați cât de puțin am consumat din el deoarece l-am pulverizat la început, am văzut faza aceea pe TikTok precum că parfumurile ca se caialii au nevoie de ceva timp să se dezvolte, dacă doriți, dar tot degeaba. Chiar dacă și-a modificat culoarea, chiar dacă a devenit mai închis la culoare, pe pielea mea, persistența acestui parfum este undeva la 4 ore, iar ca proiecție dacă doriți undeva la o oră. Da. Și v-am mai vorbit eu în acest videoclip, eu chiar am o rutină da? de pregătirea corpului dacă doriți înainte de a mă parfuma de înainte, de înainte de amă da. Pentru. Da, mi s-a scurt circuita creierul. Îmi hidratez corpul cum trebuie, mi le exfoliez, mă hidratez cu foarte multă apă, dar cu toate acestea nu. Nu scot performanțe cu el, sub nicio formă. Dar ca și profilul olfactiv, ca și uh, ADN, dacă doriți, mi-a plăcut enorm și de aceea am căutat toate variantele posibile existente pe piață până în momentul de față. Și prima variantă care am achiziționat o eu vine de la casa La Tafa, se numește Affection și eu am achiziționat sticluța aceasta, varianta de 20 de mililitri. iar uh, acum 3 săptămâni, zic bine teo, te pup. Acum 3 săptămâni, cred eu dacă greșesc, te o corectează, mă te rog, în secțiunea comentarii. Am primit un colet cu mai multe bunătăți parfumate de la draga mea Teo. Nu l-am mai filmat, îl aveți decât pe acesta filmat. Uh, printre care era și sticla full size de um, Affection și mă derutează pentru că aici vă scrie Affection, aici vă scrie Love. da? Affection, Love, Affection, cum doriți dumneavoastră de la la tafa. Ei bine, haideți întâi să vă spun experiența mea personală cu varianta mini, dacă doriți. Ei bine, la prima pulverizare, treaba aceasta, și da, mă umflă deja râsul și ați văzut aici, am, am dat trei pulverizări. Nu. No. Deci nu înțeleg care e treaba cu parfumul ăsta. Pentru că l-am de foarte mult timp. O să caut eu un Reels și pe undeva prin shorturi și o să vă inserez momentul în care editez din ce lună am acest parfum. Ei bine, în momentul de față, din nou, la prima pulverizare, pur și simplu, miroase aproape a nimic. <laughs> și dacă tot îmbag, și nu e chestia, dacă tot îmi bag nasul în blotter, da, nu mergeți cu gândurile în altă parte, n-am terminat ideea. Și nu e vorba de blotter, pentru că și pe piele este fix, fix aceeași poveste, da? Pe piele, cel puțin, la prima pulverizare, acum te izbește un iz foarte mare, pur și simplu ai senzația de spirit, și acum apare izul acela, cum să spun eu de odorizant de toaletă. Da, știu, sună urât, sună grețos, dar pur și simplu acolo mă duce cu gândul, nu știu. Un odorizant de toaletă cu ceva citric în el, da, nu reușești și eu. Abia acum, abia acum, haide să-l mai las un pic, cu toate că nu înțeleg, sticla aceasta o am cel puțin de 4 luni, da, cel puțin de 4 luni. Abia mi-am pus și ruși când mi-am îndesat nasul. Uh, abia presimt un fin de tot iz. Cum să spun eu? Ceva verde, fresh, săpunos totodată. Și când spun ceva verde, e ceva ce din mica mea experiență mă duce cu gândul către um, frunzele de coacăze e ceva ce mă duce în zona aia, nu știu, gândul meu acolo rămâne, la frunze de coacă, de verzi. Dar nici de cum tot hype-ul care era pe TikTok și pe YouTube și peste tot cu toți creatorii de conținut care vai de mine cu miroase affection de la Latafa. Vorba românului, no way. Deci, <laughs> pentru mine, affection de la Latafa pur și simplu a fost cea mai mare dezamăgire din această selecție. Și acum vine chestia foarte dubioasă și anume vorbim de același parfum, sticla full size. Da? Am vorbit dimineață fix înainte să filmez cu Teo, i-am scris pe WhatsApp și am întrebat-o, am nevoie de ajutor? Spunem te rog, da, da, deci eu nu înțeleg ce fac oamenii ăștia. Spunem te rog, de cât timp ai tu sticla de la, de la Latafa, sticla de affection pe care mi-ai trimis-o mie Pentru că nu are legătură cu ceea ce am eu da? Vă mai arăt odată Normal ar trebui să fie fix același lucru Nu știu, zic Ei bine, sticla mare Are acea deschidere verde Tot în zona de frunze, de coacăze sunt da? Se resimte și izul acela fiind de tot să săpunos Uh, are aerul acela, cum să spun eu, ozonic, dacă doriți, însă devine um, o idee mai robust, dacă doriți, însă ca idee, ca structură, ca piramidă olfactivă în ceea ce presimt eu, da, strict uh, percepția mea, este mai slăbuț decât caialii. Nu știu, eu în așa îl percep. Este varianta mai aerată, dacă doriți, acestui parfum. Adică, dacă nu sunteți mulțumite de uh, performanțele și de uh, densitatea aromei acestui parfum, sub nicio formă, nu mergeți cu gândul către, cel puțin, din nou, în opinia mea și din ceea ce am trăit eu cu aceste parfumuri, nu mergeți cu gândul către Latafa Affection Love. Nu. Um, din nou, este izul acela, însă este foarte diluat. Nu știu, mi se pare diluat, dar totuși, totuși, nu este atât de execrabil precum este acesta. Deci eu nu înțeleg ce s-a întâmplat. Ca și cum aici au parfumul bun, între ghilimele, dacă doriți, iar aici l-au unădit cu spirit. Nu știu. Cu spirit și cu uh, iz de odorizant de toaletă. Deci nu știu ce au făcut oamenii ăștia. Eu, culmea, culmea, din seria aceasta de miniuri am avut și Vintage Radio, care imediat ce l-am testat atunci când am primit coletul cu aceste travel size, dacă doriți, imediat mi-am comandat și sticla full size. Ei bine, în cazul Vintage Radio, miniatura, dacă doriți, miroase identic precum sticla full size, fără nici cea mai mică deosebire, fără absolut nimic. <coughs> în cazul acestor două parfumuri, treaba stă total altfel. Da? Deci nu înțeleg ce au făcut și de ce au făcut lucrul acesta. Dar din nou, performanțele acestuia, în care și da, îl iau pe acesta ca punct de referință dacă doriți, pentru că, na, aici încă o dată mă repet, se simte totuși mult mai bine un iz de parfum față de varianta mică. Performanțele acestuia sunt undeva la, la fel ca la original, 4 ore pe pielea mea, chiar dacă, ca și profilul olfactiv, dacă doriți, acesta mi se pare mai aerat decât OG. Da? Undeva la 4 ore, la fel, proiecție, tot așa, o oră, deci sub nicio formă mai mult de atât. Din nou, raportul calitate-preț, ultima dată l-am văzut pe site-uri, pe acesta, 100 de ml, undeva la 170-180 de lei. Din nou, mi se pare enorm deci enorm de mult. Nu știu, nu aș plăti 170 de lei. Sinceră să fiu, nu aș fi dispusă să plătesc nici măcar 100 de lei pentru această sticlă full size. Din nou, acestea sunt strict părerile mele și strict experiența mea. Dacă îl adorați, dacă aveți altă chimie cu el, chiar sunt curioasă, lăsați-mi și mie impresiile dumneavoastră în secțiunea comentarii. Dacă îl iubiți, dacă este parfumul dumneavoastră semnătură din nou faceți abstracție de mine și purtați-l în continuare cu, cu drag. Bun, următorul din următoarea inspirație a acestui celebru ADN, nu știu, spun celebru ADN, da. Exact cum v-am spus în N videoclipuri, suntem diferiți, avem gusturi diferite, avem experiențe diferite, resimțim altfel parfumurile și așa mai departe. Dar eu fiind o gurmandă în ceea ce privește parfumurile, pe lângă treaba aceasta cu parfumuri complicate, parfumuri dark, parfumuri sexy, e bine ce să vedeți, iubesc și genul acesta de arome. Și acum văd ceva, dar... Uh, o să vă pun pe pauză către final și o să vă dau un mic bonus dacă doriți. Dacă nu uit, sper să nu uit. Um, da, îmi place și acest ADN. Poate nu știu, poate dumneavoastră vi se pare prea pueril și așa mai departe. Însă, eu sunt fiertă pe acest ADN. De aceea am vrut să testez absolut fiecare inspirație existentă pe piață în momentul de față. Nu știu dacă cineva mai are de gând să scoate ceva în legătură cu acest ADN. Um, ca voi să vă faceți o idee. Bun. Vorba lungă sărăcia omului. Um, V-am făcut unboxing-ul și primele impresii în acest videoclip. Și vorbim despre un parfum la care cred că sunt la a doua sticle deja. Dacă nu mă înșel eu. Nu știu dacă a doua sau a treia, dar cred că a doua sigur. De la Periscorner, ce să vedeți. Her pistacio, Da. Și acesta este, adică, nu stăm. Nu stăm deloc. Lucrăm. Lucrăm cu drag și spor în golilea, în golile, în golirea sticlelor. Bun. Her pistacio, dacă sunt deja la a doua sticlă, nu știu ce să vă mai spun în legătură cu, da, și atomizorul, tati. Apropo, am dat 3, am dat 3 pentru că. Da, așa da. Um, Mi-a intrat și în gură cu ocazia asta, dar nu mai contează. Atomizorul, că asta urma să vă spun, nu știu ce au făcut de la cei de la Paris Corner, deoarece um, după primul beci al acestui parfum, pentru că știu foarte bine, Doamne Dumnezeule, prima mea sticluță nu avea acest atomizor sub nicio formă. Era ok, dar nu era acesta care este momentul de față, da? Bang. Ei bine, de la a doua sticlă de Hair Fusion, Hair Fusion, doamne, Hair Pistachio, de la a doua sticlă și da, am spus Hair Fusion pentru că și la Hair Fusion am avut parte de același atomizor și la Hayal este același atomizor și la Virilis este același atomizor. Nu știu, cei de la Peris Corner, au um, umblat la capitolul atomizoare, dar nu știu dacă vă interesa lucrul acesta, că voi sunteți aici pentru tot, cu totul altceva. Bun, ne adunăm, inspirăm niște fistic și în deschidere, la prima pulverizare mai precis, da? atunci când v-am uh, făcut și unboxing-ul și primele impresii, eu nu am simțit izul acela verde, săpunos. La fel de proeminent cum uh, îl pot percepe în original, de altfel cum îl percep în uh, această variantă de la Latafa, nu, clar nu. A fost acolo, a fost acolo să zic maxim 10 secunde, ceva de genul, da? nu e ceva să persiste. Iar în momentul în care se dezvoltă, acesta este bombă-bombiță de. Înghețată de fistic, ce să vedeți, surpriză, nu vă așteptați la asta. Înghețată de fistic, vată de zahăr, bezele și din toate, toate inspirațiile, în opinia mea, pentru că o să vedeți fiecare inspirație începând de acum înainte, are ceva, are twistul său, dacă doriți. În Her Pistachio, eu pot spune că este inspirația în care se resimte cel mai bine izul de locum. Rahat turcesc. Am zis să spun așa ca să nu sune urât, rahat turcesc. Această variantă, nu știu, pentru mine, pentru percepția mea, pentru simțurile mele, abundă de locum, de izul acela de rahat turcesc cu fistic. Pur și simplu asta miros eu aici. Mi se pare că intru. Um, Într-un magazin oriental cu specific, da? Într-un magazin cu specific oriental. Și sunt în fața um, unei tăvi foarte mari cu uh, locum rahat turcesc, cu aromă de fistic. Dar sunt câteva uh, cubulețe de locum care au și um, bobul de fistic în sine, da? Are și izul acela natic se resimte uh, și izul de rom undeva în fundal. De data aceasta o idee mai bine față de acestea două. Da? Și pe ansamblu, nu știu, mi se pare mult mai robust, mai închegat, dacă doriți. Uh, nu pot spune că este cel mai robust și cel mai închegat, veți vedea imediat de ce, dar categoric pentru mine, din momentul în care sunt deja la a doua sticlă, <coughs> În continuare, chiar dacă preferatele mele sunt cu totul, cu totul altele, în continuare sunt dispusă să-l cumpăr. Nu știu de ce, nu mă întrebați. Ori datorită faptului că l-am purtat obsesiv o bună perioadă de timp și deja am câteva amintiri și momente frumoase ce-mi vin în minte în momentul în care resimt aroma acestui parfum, ori nu știu. Pentru mine este un 10 din 10, iar la capitolul performanțe nici nu poate fi comparat cu celelalte două. Deoarece her, pistachio pe pielea mea, da, pe pielea mea, fără să fac baie în el, <gură> stă undeva la șapte ore, pe haine mult mai mult, proiecția este undeva în jur de două ore, două ore și jumătate, da, este, nu știu, este... Hai, facem topul la final la final vă fac și topul, dar categoric, cu siguranță. Nu știu, dacă iubiți parfumurile gurmande, dacă nu l-ați testat sau dacă nu l-aveți deja, luați în calcul să vă comandați un decant de pe dubaicollection.ro sau dubaicollection.eu și arabianscent.net dacă sunteți în afara României. Veți avea toate detaliile în bara de descrieri, dar pe Oricare din cele trei site-uri, roș 25 va aduce un discount de 10%, chiar și la uh, partea aceasta de uh, decanturi. Bun, următorul apărut în viața mea și abuzat din greu, deci și vă explic imediat de ce, uh, vine de la Riffs. v-am vorbit dacă nu mă înșel despre el în acest videoclip și se numește Angelic extrit de plumb, deci n-am înțeles treaba cu extritul, nu înțeleg de ce extrit și de ce de prună, <laughs> cum era chestia aceea, de ce bei mamaie, țuică, de prune, <laughs> așa și cei de la rips, de ce ai pus un parfum cu aromă de fistic într-o într sticlă cu denumire de prune, dar nu mai contează, nu ne certăm cu nimeni acum. Bun, haideți ca să vedeți dentul. Uh, un parfum care, contrar notelor afișate de site-uri, în momentul apariției sale, este um, este inspirat din. are acest ADN, da? Este inspirat din ea în gelato. Ei bine, de data aceasta avem același ADN mai domolit pe partea de bezele. Partea de frișcă, partea de uh, locum, rahat urcesc, la fel. Uh, acesta oricum este campionul, deci cel mai cel uh, locum este în her pistacio. Bun, uh, angelica extri de plan. Este mai domolit pe partea de bezele, este mai domolit pe partea de frișcă, uh, dar ce strălucește aici? care este twistul său propriu și personal. Nota de rom combinată cu cardamom. Da, angelic extrit de plam din toată selecția, din toate cele ce le veți vedea astăzi, mi se pare varianta cea mai buzi dacă doriți, a acestui adn, a acestui profil olfactiv, adn, tot aia e. dacă iubiți Uh, genul acesta de aromă, dar totodată sunteți um, și iubitoare ale parfumurilor cu iz sau cu subton buzii. Acesta este alegerea ideală pentru dumneavoastră. Este mult mai pronunțat pe partea aceea. Mult mai pronunțat, este ca, exact cum v-am spus, uh, au temperat izul de frișcă, izul de uh, marshmallows. Și au călcat pedala de accelerație în ceea ce privește acordul de rom și uh, izul de cardamom. Dar asta nu înseamnă că nu este gurmand. În continuare, exact cum v-am spus de la bun început, are um, același ADN. Pleacă de la același lucru. Pleacă de la același profil olfactiv. Însă acesta este twistul twist ce l-au ales cei de la Rips. Dar din nou... Pentru mine este 10 din 10. Până acum ceva timp în urmă nu credeam să fiu, să fiu eu chiar atât de fiartă pe aromele Buzii, însă ce au făcut ei aici îmi place. Și ce nu v-am spus, capitolul performanțe. Ei bine, la performanțe, undeva în jur de 5-6 ore pe piele, cu o proiecție puternică în primele două ore. Da? Foarte, foarte. Da? De jumătate s-a dus. Bun. Următorul este un parfum. Nici nu știu cum să spun, pentru că inițial cei de la Hadlash da? Intrăm direct în pâine. Acest Trust 25 a fost conceput, prima variantă, da? Ca fiind acel parfum uh, masculin. Notele afișate pe mai multe site-uri erau cu totul și cu totul altele. L-am achiziționat blind, am avut și backup pentru el, însă am zis că este deja, hmm, este deja suficient și acum ceva timp în urmă am măritat sticla de backup și am rămas cu aceasta din care cred că mai am jumătate. Uh, dar nu despre asta era vorba. Uh, inițial, exact cum v-am spus, acest Trust 25 de la Hadlaj a fost conceput ca un parfum masculin. Avea cu totul și cu totul alte note și așa mai departe. La momentul acela mi-am achiziționat doar Loyalty din această gamă și la ceva timp, scrollând pe TikTok, am văzut foarte mulți creatori de conținut care spuneau că acest Trust de la Hadlaj este un parfum cu fistic. Și eu la momentul acela era, cum cu fistic, că site-urile spun cu totul altceva. Apoi am văzut la Psimin, chestia că cei de la Hadlaj au reformulat anumite parfumuri, printre care și acesta, însă fără a-i schimba ambalajul. Și am zis, ok, cu fistic, hai în echipa mea, că ce să vezi... Hai să vedem care e treaba cu el. Ei bine, din toate cele despre care v-am vorbit și mai am două, da? din toată selecția de astăzi, Trust, uh, Trust de la uh, Hadlaj, oricum, dacă doriți să-l achiziționați, în momentul de față ce am înțeles, uh, ceea ce este pe absolut toate site-urile, este fix varianta aceasta cu uh, Fistic. Da? Ei bine, Trust de la Hadlaj, am senzația că din toată selecția de astăzi este um, varianta cea mai unisex, cu o fină înclinație către latura masculină în deschidere, da? strict în deschidere. Și pot spune că este parfumul, cum să spun eu, um, cu cea mai mică rădăcină. Da? Din acesta, mi se pare că troastă de la Hadlaj preia foarte, foarte puțin din ADN-ul lui Ian Pistacio Gelato și pur și simplu are twistul său, da? Propiul twist, cum v-am spus de la bun început că fiecare parfum despre care vom vorbi astăzi are propriul twist, însă parfumul cu cel mai mare twist, dacă doriți, este acesta de la Hadlaj. De ce spun asta? Mi se pare mai fructat, Uh, clar, aici nu resimt vată de zahăr, nu resimt frișcă, însă pot spune că este ceva ce mă duce cu gândul către uh, izul de cireșe și izul unei felii de piersică, dacă doriți, dar piersica aceea um, cu tot cu puf pe ea. Are și ceva cocos... Are și uh, o cremozitate, dar nu este cremozitate lactonică, este cremozitate uh, dată de acordul de Santal, zic eu. Se resimte și cardamomul, nu are însă izul acela fiind de tot buzii. Da? Uh, nu este un parfum rău, nu mă înțelegeți greșit, îl am în continuare. Este genul de parfum care, de exemplu, soțului meu îi se pare prea dulce. Eu una totuși îl văd unisex. Așadar, dacă sunteți domni și nu vă feriți de nota de fistic din parfumuri, s-ar putea să vă placă acest Trust 25, nu cu bormașina, te rog, din suflet. De la Hadlaj, da? Dar, nu știu, sunt în dubii. Da? Exact cum v-am spus, la un moment dat, în vară mai precis, mi-am achiziționat încă o, de, încă o sticlă de backup din acest parfum. Acum, e drept, o perioadă nu l-am mai folosit. Apoi am zis, mm, parcă e totuși de vară ce fac cu două sticle până vara următoare și acum știți vorba aia, am dat o sticle și acum mă gândesc că de fapt de ce am dat-o. Cam în zona aceea mă aflu în momentul de față. Uh, nu mi se pare strict de vară. Dar exact cum v-am spus, ce nu v-am spus în legătură, exact cum am spus ce nu am spus, ce nu am spus în legătură cu acest parfum, performanțele. Uh, pe pielea mea, undeva la 7 ore, Uh, proiecția, din nou, undeva la două ore. Dar, exact cum v-am spus, dacă sunteți doamne și domnișoare și sunteți în zona parfumurilor unisex sau în zona aceea, am auzit eu uh, treaba aceasta și mi-a plăcut foarte mult cum sună, în zona androgină a parfumeriei, uh, Trust 25 de la Hadlaj s-ar putea să fie pe alea dumneavoastră. Dar rețineți un lucru. Acest parfum din toată selecția de astăzi are cea mai mică inspirație din acesta. Este un 20% dacă doriți să vă dau procente ADN-ul acestui parfum cu 80% amprenta casei Hadlaj. Dar... Din nou, chiar dacă vine de la casa Hadlaj și chiar dacă eu vă spun amprenta casei, nu miroase Middle Eastern. Chiar nu miroase Middle Eastern deloc. Și acum, ultimele două, dar nu cele din urmă, la acesta am venit uh, cu tot cu cutioc, ca să spun așa, pentru că vorbim despre Casa Arabiat Prestige, da, Dubai Collection, da, Roș 25 pentru 10% discount și avem aici Nisma. Nisma care vine în această deci nu cred. Până nu fac eu ceva în moment... Gata. În momentul în care filmez nu mă simt bine. Reluăm. Nisma care vine în această... Ah, am reușit. Prezentare. Da? Deci pur și simplu, fix așa îl percep și eu. Tablou. Tablou de parfum. Jur. Jur. Am deja ceva parfumuri de la Arabiat Prestige My Perfumes. Dar, dar, trebișoara aceasta, care din păcat vine în, din păcate vine în format de 80 de mililitri de data aceasta, dacă toate celelalte sunt la 100 de mililitri, Nisma de la Arabiat Prestige vine în 80 de mililitri. Dar, ca să vedeți și dentul, uh, cu siguranță va mai veni o sticlă de nisma în viața mea, cât de curând. A, și să vedeți atomizorul. Din acela cu presiune, sub presiune, cum doriți dumneavoastră. Iar aroma să tăiat filmul, da? Deci acum toată casa miroase așa și nu mă deranjează sinceră să fiu. Nisma se deschide fiind dulceag, nu resimt izul acela citric sub nicio formă, uh, fiind dulceag dar aerat totodată, s-a da? scos izul acela fiind de tot s-a scos izul acela verde, s-a scos izul acela săpunos și a rămas, uh, cum să spun eu, izul acela dulceag dar aerat totodată. Și nu a aerat, că aerat există posibilitatea să mergeți cu gândul că e ceva așa, flu, -flu parfumul. Uh, nu este aerat, dulce pufos, da? Dulce pufos. Dar, imediat după deschiderea aceasta, e ceva ce mă duce cu gândul mai degrabă către o, către o vată de zahăr din start, din deschidere, apoi te izbește pur și simplu o înghețată cu fistic, dar de data aceasta este înghețată cu fistic cu tot cu cornet. Da? Încercați să vă imaginați o înghețată de fistic cu tot cu cornet, pentru că, nu știu, pe lângă treaba aceasta de aromă de fistic, de înghețată cu fistic mai precis, se simte izul acela ce te poate duce cu gândul către izul de napolitană, dacă doriți, da? izul de cornet în sine nu știu uh, mi se pare o idee mai nati față de her uh, și de uh, Angelic de la Rips și de Trust <laughs> și de acestea două da mi se pare o idee mai nati, dar nu este cel mai nati din selecție, mă simt deja ca la teleshopping, dar stați, asta nu este tot, bun este o idee mai nati și din întreaga selecție de, de astăzi mi se pare parfumul cu, și da, îmi lasă senzația grav de apă în gură acesta, deoarece mi se pare parfumul cu cea mai multă frișcă, dacă doriți, da? Nu știu, pur și simplu văd. Am în fața ochilor acea înghețată de fistic cu tot cu cornet și cu pur și simplu o tonă de frișcă pe deasupra, da? Are cea mai cea frișcă din toată selecția de astăzi. Și în plus de toate, este extrem de naturală redată. Deci, nu știu, nu știu. Exact cum v-am mai spus, am multe parfume. Multe parfume? <laughs> am multe parfumuri. Vreau să zic de la My Parfums a uh, am multe parfumuri, de, multe parfumuri de la My Perfumes slash Arabiat Prestige. E drept. Uh, nu pot să spun că e vreunul care m-a dezamăgit sau care să aibă un alt fel de is sau ceva ne la locul său. Însă, acest Nisma, alături de suriorul frățiorul său, Rihla, și alături de... Ariz la Absolu sunt pentru mine, dacă doriți, bijuteriile uh, uh, coroanei Arabiat Prestigi. Bun, îmi cer scuze că v-am pus pe pauză, însă cineva a bătut la ușă, dar nu mai contează. Bine că măcar n-a sunat. Revenind la um, Nisma, unde? Aici am blotărul. Da, um, vă spuneam... Că Nisma alături de Rihla și alături de um, Ariz Lapsolu, pentru mine acestea sunt top de la um, Arabiat Prestige. Dar revenind strict la acest parfum, v-am spus, mi se pare parfumul cu cea mai multă frișcă din toată selecția de astăzi, însă are acel ADN, da? profilul olfactiv al acestui parfum este din plin aici, doar că twistul celor de la Arabiat Prestige, în opinia mea, după nasul meu și după simțurile mele, este acordul de frișcă, care îl are din abundență. La capitolul performanțe, schimbăm un pic foaia în legătură cu acest parfum, undeva la, țineți-vă bine, 10 plus, da? Peste 10 ore pe piele, Uh, pe haine, se resimte și după ce le speli, proiecție puternică 3 ore, da, 3 ore, v-am spus, nu știu, um, Arabiat Prestige slash My Perfumes este oarecum la un alt nivel, undeva mai sus dacă doriți, da? Dar, exact cum v-am spus, uh, îl găsiți la Dubai Collection, la 180 de lei pentru 80 de mililitri fără roș 25 pentru 10% discount, dar chiar și așa la 180 de lei, credeți-mă, cel puțin, exact cum v-am spus, am adunat tot ce se poate, tot ce există pe piață legat de acest profil olfactiv, își merită cu vârf și îndesat prețul. Sincer să fiu, miroase mult mai scump de atât, da? Bun, A, și... Am ajuns la ultimul, dar nu cel din urmă, și am nevoie să spăl o leacă nasul. Pentru că de aceea l-am și, de fapt, ambele le-am lăsat la final, deoarece aceste două parfumuri sunt bombele selecției de astăzi. Imediat facem și topul și. Fără nicio altă discuție și fără nicio altă introducere, French Avenue Las. Ces. Și prin acest parfum se pune stop. Da? Pur și simplu se pune stop. Acest parfum, da știu momentan nu este pe stoc, dar va reveni. Că oricum, credeți-mă că eu sunt prima care pândește acest parfum. Pentru că în momentul în care va reveni el. Îmi voi comanda două sticle, da, ați auzit bine două sticle, să știu că l-am, da, să știu că există. Și dacă nu mă înșel, în momentul în care revine în stoc undeva o săptămână jumătate, maxim două săptămâni, cam pe acolo, din um, același format că nu este aceeași colecție dacă nu mă înșel eu, vine la Dubai Collection și uh, mult hăipuitul Liquid Brown la un preț. Uh, giugiuc, ghiuzel, extra, super, tot ce doriți. Uh, vă voi ține la curent, da? Atât pe contul meu de Instagram veți avea link în bara de descrieri, uh, TikTok, dar cel mai la îndemână pentru mine, grupul meu de Facebook, Freak Family. Bun, revenind la Lashes, pentru mine, și pe acest nu îl prăpădesc pe blotter, pentru mine Lashes, și da, dau o singură pulverizare. Oh, Doamne, Doamne, deci lashes este uh, mămica și tăticul acestui parfum și este mămica și tăticul întregii selecții de astăzi. lashes de la French Avenue este pur și simplu. Doamne, Doamne, deci. O iau ca femeile alea bătrâne uh, de la țară Maică, când doi muri, așa vreau să miros deci, Nu știu, aș putea trăi fericită toată viața mirosind așa Exagerez, eu nu prea mă mulțumesc cu o singură aromă Dar din această categorie, din acest fel, din acest gen de profil olfactiv El este supremul pentru mine este, exact cum v-am spus, pur și simplu ADN-ul lui uh, Ian PISTACHIO Gelato, tot ceea ce înseamnă aceste parfumuri despre care v-am vorbit până momentul de față, însă în varianta Elixir. Uh, care este twistul celor de la French Avenue? În primul și în primul rând, dacă este pentru prima dată când auziți de French Avenue, French Avenue este sub brandul Fragrance World, însă Uh, diviziunea de lux, dacă doriți. Lux, începând cu uh, packaging-ul, sticla, dar nu în ultimul rând cu aroma în sine, da? Frumusețea aceasta, așa vine. V-am vorbit în acest videoclip despre întreaga gamă. Urmează să fac și recenția lor, însă, nu știu gândiți-vă la ADN-ul acesta, i-am pistat o gelato, însă mult, mult, mult mai bold, mai opulent, mai bine conturat, mult mai nati, este cea, cel, parfumul cel mai nati din întreaga selecție de astăzi. Are undeva în fundal din nou, e aceeași poveste la mine, are o fină adiere de șofran, însă mi se pare că v-am mai spus eu, sigur v-am vorbit despre el în acest videoclip. Adierea aceasta de șofran e una, o percep, mami nu, soțul meu nu. Ei bine, eu simt o, o leacă de șofran undeva în spate, dacă doriți. Are acea adiere de șofran, este cel mai nati din toată selecția. Um, cardamomul de aici pentru mine este mult mai in your face. Și la capitolul performanțe, nu știu de ce ei spun, am zis eu că mă uit, dar nici data trecută nu m-am uitat, nu știu cum îl listează ei. Îl listează EDP, apă de parfum. Ei bine, pentru mine și pentru percepția mea și pentru mica mea experiență, se comportă precum un extract de parfum. Da? Pentru că nu îl dai jos de pe piele nici după duși. Pe haine, speli hainele și fără exagerare, după ce se usucă hainele îți mai miros două zile. Este, nu știu, top. Top fără niciun fel de discuție, nu știu în momentul de față, e drept, eu sunt o persoană foarte curioasă de a spun nu știu. Dar uh, având la nu știu dacă aș mai cumpăra full size uh, vreo nouă reinterpretare, dacă doriți. Adică, cel puțin din tot ceea ce am acum alături de mine, haideți că am zis că facem topul, da? Locul întâi, deci nu am cum. Și da, ambele, ambele. Um, lasă exact cum v-am spus, pentru că este tot ceea ce înseamnă acest ADN la puterea N, peste roizi, mămica și tăticul, tot ce vreți dumneavoastră, iar Nisma de la Arabiat Prestigi are treaba aceea, nu știu, frișca de aici, este din capitolul, din categoria Vai de viața mea. Deci, nu. E altceva, E ceva ce nu pot descrie în cuvinte. Dacă sunteți fierte pe parfumuri gurmande, categoric, da, bine, fierte pe parfumuri gurmande și fierte pe acest ADN de înghețată cu uh, fistic, categoric Nisma de la Arabiat Prestige, Safe Blind Buy, 10 din 10, tot ce doriți. Și uh, dacă îl aveți pe Hair Pistachio și vă gândiți, ei bine, eu am Hair Pistachio, acestea sunt ușor altfel. Da? Deci are sens. Pentru mine, ca iubitoare, ca obsedată a acestui profil olfactiv, da, are sens să le am. De fapt, are sens să le dețin pe toate. Revenind la top, că iar o iau pe arătură. Locul întâi. Las alături de Nisma, fără nici cea mai mică diferență între ele. Uh, locul 2. Hair Pistachio alături de Angelic Extric de Plam, da? ambele în continuare pe același loc. Locul 3 ar fi uh, Trust de la Hadlaj. Locul 3 din simplu fapt că încă sunt în dubii, deci <laughs> În momentul în care am văzut că am două sticle din el, am zis, a, e ok, asta e decât pulverizată, că știți, eu le pulver... De fapt, nu știți, eu atunci când um, comand backup pentru vreunul din parfumuri, dacă este din categoria middle nu desigilez, dau două pufuri, îl pun înapoi în cutie și îl las acolo. Și am zis, zic, ok, uh, hai că-mi iau backup. În momentul în care m-am trezit cu două sticle, de, da, de deci ce am două sticle, știi? Acum, nu știu. Parcă mi-aș comanda din nou în o sticlă. De aceasta, de aceea spun că îi dau locul 3 lui Trust. Um, și acum e acum că au rămas ele. Locul 4 ar fi originalul, da, știu, o să-mi iau hate, o să mă urmărească și o să mă hăituiască și o să mă terorizeze însă și Mona Catan, dar lăsând gluma deoparte. Um, locul 4, originalul. Locul 5, bine, nu există, dar le băgăm și pe ele, le înghesuim, le facem loc. Affection, atenție, sticla mare, iar sticla mică, sincer, nu știu, nu vreau să spun că cei de la LATAF au făcut prosteală pe față în legătură cu uh, treaba aceasta, însă eu, una personal, mă simt prostită, sincer vă zic. Dacă aveți sticla full size și aveți și miniatura aceasta, lăsați-mi și mie în secțiunea comentarii. La dumneavoastră o arestă treaba la fel, numai mie mi-au pus aici altceva, sunt eu singura care a fost pârlită. Bun. Și, înainte să uh, închidem acest videoclip bonusul dacă doriți să intensificați sau să faceți ca oricare din aceste parfumuri să dureze mult mai mult Levi's dacă vezi clipul ăsta, sponsorizează-mă <laughs> pentru că și da, le-am mișcat, dar dentul este. Avem aici varianta gel de duș și aici loțiune de corp credeți-mă că fac casă bună cu oricare din parfumurile prezentate astăzi de mine. Ambele sunt în cantitate de 300, ba nu, gelul de duș 500 de mililitri, loțiunea de corp 300 de mililitri, ambele le găsiți în Dr. Max. Voi încerca să vă las link în bara de descrieri, ca de obicei, pentru fiecare parfum, fiecare produs în parte. Uh, vă mulțumesc din suflet dacă ați rămas alături de mine până la final, vă îmbrățișez cu mare, mare drag, hai să ne uh, recitim în secțiunea comentarii și până data viitoare vă pup, vă îmbrățișez și vă doresc zile minunate și mega, mega parfumate. V-am pupat!